Luptele dintre Israel și Hamas se concentrează în zona celui mai mare spital din Gaza. Tzahal anunță că au găsit un tunel folosit de Hamas în Al-Shifa și zeci de arme. De cealaltă parte, gruparea teroristă neagă că folosește spitalul în scopuri militare. Totodată, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că există posibilitatea de a înceta temporar focul în fâșia Gaza, în schimbul a câtorva hostatici. Între timp, rafturile magazinelor din fâșia Gaza au fost golite. Oamenii de acolo sunt disperați și spun că nu au ce mânca. Copiii sunt înfometați și însetați, toți vomită și tușesc. Banii și averea am lăsat-o, am luat cu noi doar hainele. Am pierdut totul, am luat hainele și am plecat cu oamenii pe care îi cunoaștem, care au fost strămutați. După ce s-au întors, nu au găsit nimic în casele lor. Oamenii sunt flămânzi în Gaza, oamenii supraviețuiesc cu o masă pe zi dacă sunt norocoși. Le lipsesc combustibil, nu lucrează comunicațiile. Din cauza lipsei de combustibil s-a închis ultima brutărie. Chiar și pâinea pentru palestinieni a devenit acum o raritate. Armata israeliană anunță că a găsit un depozit de arme în cel mai mare spital din Gaza, Al-Shifa. Soldații spun că forțele aeriene nu vor ataca spitalul, de aceea Hamas folosește instituția drept un scut. Okay, we are here in the city of Gaza, in the heart of the city of Gaza, in Shifa Hospital. Suntem aici, în inima orașului Gaza, la spitalul Shifa. Am găsit un vehicul plin cu muniții, vedem cătușe, cuțite, toate au fost pregătite pentru a lua ostatici din Israel încă pe 7 octombrie. După cum puteți vedea, au fost foarte bine pregătiți. Toate aceste echipamente sunt ascunse într-un spital, un loc care ar trebui să fie folosit pentru a acorda ajutor umanitar. Ei au ascuns toate acestea aici, în inima spitalului. Ei aleg să ascundă armele aici pentru că știu că armata israeliană nu va ataca, forțele aeriene nu vor ataca aici, așa că folosesc spitalul în calitate de scut. Premierul israelian Benjamin Netanyahu subliniază că întoarcerea celor aproximativ 240 de ostatici luați de teroriștii palestinieni în atacul devastator de luna trecută este unul dintre principalele obiective ale Israelului în război. Well, we're closer than we were before we began the ground action because the ground action is put. Suntem mai aproape decât am fost anterior pentru a începe acțiunea la sol, pentru a pune presiune asupra Hamas și pentru a obține o încetare a focului. Vom avea o încetare temporară a focului. Dacă putem lua ostaticii înapoi, nu cred că trebuie să dau mai multe detalii. Noi depunem efort. Aceasta este partea celor trei scopuri în acest război. Primul e să distrugem Hamas, al doilea e să întoarcem ostaticii în Israel și al treilea, pentru a ne asigura că această amenințare nu se va întoarce niciodată în Gaza. And we're doing everything we can to achieve it. Între timp, luptele nu contenesc în enclavă. Israelul raportează lovituri asupra unor lidere Hamas în Gaza, în subteranele orașului. Loviturile au vizat comandanții grupării și au avut loc în două locuri diferite în Gaza.